Bun găsit, dragii mei, și bine ați revenit la rețetele mele, dragi! Eu sunt Ia și m-am gândit să vă aduc astăzi o rețetă foarte simplă și ușoară pe care am pregătit-o în concediu. Ingredientele sunt deja pe ecran, iar acum ne vom apuca de pregătirea lor. Este foarte, foarte simplu să preparăm acest smoothie cu piersici și smochine și cocos. Deocamdată nu avem altceva de făcut decât să așezăm în vasul blenderului fructele spălate bine, tăiate în bucăți și să adăugăm laptele de cocos foarte bine răcit. Următorul pas este mixarea întregii compoziții timp de un minut sau până când vom obține consistența dorită. Eu am pregătit aici două prezentări pentru modul în care poate fi consumat acest smoothie. Totul este dat de cantitatea de lichid adăugat. Dacă dorim o consistență mai densă, acest smoothie poate fi consumat direct dintr-un bol, decorat după preferință. Eu am folosit aici câțiva fulgi de migdale și stafide. Iar dacă avem o consistență mai fluidă, se poate consuma direct dintr-un pahar sau un recipient special pentru smoothie. Acesta este un mod mult mai comod de a consuma smoothie-ul de astăzi la piscină sau chiar pe plajă. După cum se vede, șezlongurile sunt deja pregătite și ne așteaptă. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea scurtă și rapidă de astăzi. Sper că v-a plăcut atât rețeta, cât și ideea mea de a vă arăta o rețetă pregătită în acest decor minunat de vacanță. Acum nu mai rămâne altceva de făcut decât să vă urez poftă bună și să vă aștept cu drag la rețeta următoare. Până atunci, nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu toate rețetele mele în timp real. La revedere!